Bună ziua, vă spun și asta și bun găsit pe canalul meu de YouTube Oracol Scobai, Merim. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Astăzi efectuăm citirea noastră zilnică valabilă pentru ziua de miercuri, 10 iunie 2020 și vom folosi, ca și zilele trecute, setul nou de oracol pe care l-am achiziționat curând, norocul chinezesc. Și vom extrage 3 cărți. Veți vedea la sfârșit dacă rezonați cu aceste recomandări în funcție de situația prin care treceți. Dacă nu rezonați cu niciunul din mesaje, puteți să le ignorați. Această citire nu este pentru voi. Deci vom extrage 3 cărți, da? De asemenea, vă puteți aranja sau vă puteți da seama de anumite chestii din aceste recomandări care rezultă din citirea noastră și vă veți putea da seama dacă rezonați. Și vom mai extrage pentru ziua de astăzi și o piatră. Și aceasta vrea să fie crede. Deci acest cuvânt înseamnă crede. Trebuie să crezi în ceva și haideți să vedem dacă rezonează cu cărțile noastre. Prima carte. Reuniune. Deci vedeți cum acești două persoane se reîntâlnesc. S-ar putea să fie vorba despre voi doi, v-ați cunoscut cândva și acum este timpul să vă reuniți. Dar haideți să vedem ce spune cartea. Pentru unii dintre voi este o reîntâlnire cu prieteni sau cu familii, da, cu rude, din trecut, deci pe care nu i-ați mai văzut de mult. Pentru unii dintre voi este posibilă întoarcerea ex-ului, da? Deci fiecare veți ști și vă veți da seama în zilele care urmează dacă s-a potrivit cu situația voastră această carte. Ca informații generale, securitate și familiaritate indică această carte. Deci, securitate pentru că vă știți cu persoanele respective sau persoana respectivă cu care vă reîntâlniți și familiaritate pentru că deja vă cunoașteți. Persoane din trecutul tău s-ar putea să se reîntoarcă pentru rezoluții, pentru a încheia ceva sau pentru a își împlini emoțiile sau starea emoțională și spirituală. Această carte, de asemenea, poate să reprezinte pentru unii dintre voi că vă reîntoarceți în locurile natale pentru o pauză, pentru a primi liniștea înapoi care ați avut-o în acel loc pe care îl cunoașteți, da? Locul respectiv, locul nașterii, pentru a primi anumite răspunsuri la întrebările care te bântuie în această vreme. Acest simbol al reuniunii, de asemenea, dorește să-ți reamintește să îți iei responsabilitatea mai personală în legătură cu relațiile pe care le ai, diferite tipuri de relații, și să îmbrățișezi ceea ce ai. Deci să fii recunoscător pentru ceea ce ai. Și, de asemenea, această carte îți reamintește că trecutul nu a fost întotdeauna mai bun, chiar dacă uneori noi ni-l amintim că a fost bun sau mai bun, ca și prezentul. În domeniul carierei și a finanțelor, acesta ar putea fi un mod de gândire din trecutul tău, atunci când ai avut mai mulți bani, mai multe succese sau mai multe oportunități. Și te gândești să faci anumite schimbări pentru a aduce o viață cum ai avut-o înainte.
Dacă te reîntâlnești cu oameni talentați din trecutul tău, s-ar putea să-ți aducă noi idei cum ai putea sau ați putea împreună să faceți bani sau o nouă formă de câștig dacă întâlnești persoane din trecutul tău cu talente sau cu idei noi. Poate veți începe un business împreună din care veți avea o nouă formă de câștig. S-ar putea la o reuniune sau la un eveniment să vă întâlniți cu aceste persoane din trecut și într-un fel sau altul să ajungeți la aceste idei de business-uri și veți face împreună de acum încolo bani împreună, da? Un parteneriat din care să reiese bani, câștig. În zona relațiilor, această carte cântărește foarte mult în mintea ta. În aceste timpuri s-ar putea ca mintea ta să fie încărcată cu aceste conexii din trecut, cu anumite conversații din trecut, cu anumite texte sau mesaje pe care le-ai primit de la persoanele din trecutul tău sau o anume persoană. Și îți pui tot felul de întrebări despre relațiile pe care le-ai avut până în prezent în viața ta. Prieteni sau iubiți din trecutul tău s-ar putea să se reîntoarcă în viața ta din senin. Este o posibilă reîncepere, dacă vreți, a relației de acolo de unde ați rămas. Dacă te afli în prezent într-o relație, fii atentă sau fii atent și alege cu grijă, pentru că tentațiile sunt foarte mari, spune cartea. O relație în afara căsătoriei sau în afara relației pe care o ai acum îți poate produce pe termen lung probleme, chiar dacă acum pare să fie distractiv și necomplicat. Cei singuri s-ar putea de asemenea să se întâlnească cu ex, anume, cu un anume ex din trecut și să formeze o nouă relație. Anumite business-uri care nu au fost încheiate, business-uri se referă aici și la relații, care nu au fost încheiate, se pot încheia, se pot elucida odată pentru totdeauna. Vă veți reaminti împreună ceea ce ați trăit, momentele fericite, locurile pe unde ați umblat, evenimentele la care ați luat amândoi parte, tot ceea ce a fost frumos între voi, dar nu ai grijă să nu rătăcești prea mult în trecut. Pentru că ceea ce a fost în trecut, a fost în trecut, nu mai poate să vină și tu vrei să îți continui viața de acum înainte, da? Nu să rămâi în trecut. Această carte, de asemenea, îți spune că te poți reîntâlni cu familia, mai ales dacă ai fost departe de întreaga familie și această reconexie cu cei iubiți, cu membrii familiei, cu rude, cu prieteni. S-ar putea să fie o mare reuniune de familie. Cea de-a doua carte pentru ziua de astăzi este Destin. Foarte frumoasă carte. Vedeți palma omului? În palmă stă ca un soare și este scris ceva în palmă, da? Fiecare avem scris în destinul nostru ce va urma. Haideți să vedem ce ne spune această carte. Foarte interesant. O perioadă foarte spirituală. Schimbări în viață, realizări și noi adrese. Și vă spun astăzi pentru prima dată, eu chiar această săptămână mi-am schimbat adresa.
Este uimitor. Ca informații generale, s-ar putea ca în această perioadă să îți lipsească confidența, încrederea și nu ești sigur de ce fel de acțiuni să faci sau ce trebuie să întreprinzi, dar cartea îți recomandă să nu fii prea impulsiv, să-ți păstrezi temperamentul pentru rezultate mai bune. Rămâi pozitiv și gândurile de asemenea și acțiunile să-ți fie pozitive și vei vedea cum destinul îți va oferi ceea ce tu speri. Este un timp spiritual foarte bun ca să dai înapoi și să împărtășești din ceea ce ai tu și din bogăția ta pentru cei care nu au așa mult ca tine și cu timpul vei avea posibilitatea să ajuți și alții și pe alții ca să-și atingă scopurile sau idealurile lor. Pentru carieră și finanțe, cartea te asigură că vei fi în viitor într-o situație al carierei și a finanțelor, într-o poziție mult mai bună pentru eforturile pe care le depui de acum înainte. Viața ta va fi bună, va fi plină de abundență și îți vei câștiga respect și recunoaștere la scară largă și înaltă de prieteni, de familie, de cei de la servici. Pentru relații și zona dragostei, această carte îți spune că destinul îți va aduce ceea ce îți dorești și ceea ce sufletul tău își dorește. Pentru viitor, legat de o relație personală. Vei fi introdus într-un nou grup de prieteni cu care te vei simți mult mai conectat și vor veni timpuri foarte distractive și foarte bune și de bună calitate pentru tine, ceea ce tu aștepți. Copiii care sunt născuți în cercul tău de prieteni, în familie, în această perioadă, vor fi spiritual mult mai bogați spiritual, cât și inteligenți. Iar cea de-a treia carte, foarte frumoase mesaje până acum, călătorie. Vedeți cum acești două persoane sunt pe apă călătorind. Haideți să vedem ce ne spune această carte. Și conform pietrei noastre, crede acestea toate, pentru că viitorul ți le va aduce. Ce ne spune această carte? Că călătorind în sălbatic sau în necunoscut, dar înspre destinații minunate, îți va extinde orizonturile. Deci, ca recomandări generale sau mesaje generale, îți spune că bagajele îți sunt pregătite, deci poate să fie și bagaje imaginative, nu efectiv bagaje, pentru noul drum pe care l-ai ales, o destinație minunată, fie aproape, fie departe, va fi ceva minunat. Energia ta neobosită te ajută să mergi acolo unde îți dorești. Deci se referă și la propriu și la figurat. Poate să fie o călătorie spirituală, o călătorie în plan geografic sau o călătorie
după cum vă spuneam eu, tocmai ce m-am mutat la altă adresă și de aici încolo începe un alt capitol, da, în viața mea, pentru că am cu totul alți vecini, cu totul, totul se schimbă. Deci, o nouă aventură și un nou capitol începe în viața ta. Această energie se poate manifesta și prin noi prieteni, noi persoane pe care le întâlnești în viața ta, exact cum am spus. Voi avea alți vecini, altă lume care mă va înconjura, chiar și afară, în societate sau în cercul de prieteni, într-o altă regiune sau altă cultură, poate să fie pentru unii dintre voi. Pentru cariere și finanțe, această carte, dacă întrebarea ta a fost despre carieră sau despre situația banilor, acest simbol reprezintă oportunități care vor aduce finanțe sau un buget mai mare care se va întâmpla călătorind sau atunci când călătorești, întâlnești anumite persoane datorită cărora vei avea un buget mai mare. Chiar dacă această călătorie sau această vacanță se întâmplă în scop de vacanță sau în scop de relaxare, nu trebuie să fie numai de business. Investițiile internaționale sunt de asemenea foarte favorizate în această perioadă când această carte își face apariția. Dacă deja ai investit peste oceane, peste mări și țări, cum se spune, rezultate cu succes sunt indicate. Această carte, de asemenea, reprezintă o schimbare în carieră, ceea ce implică multe călătorii în interes de servici și în interes de servici, în interesul business-ului și în interesul a obține bani mai mulți. În zona relațiilor și a dragostei, cineva pe care îl vei întâlni atunci când călătorești, de asemenea, fie în vacanță, fie cu scop de business, îți va trezi interesul și te va face să simți cum n-ai mai simțit de foarte mult timp. Veți petrece timp împreună, conversând, întâlnindu-vă prin telefoane, prin e-mail-uri, prin mesaje. Și chiar dacă la un moment dat va trebui să te întorci la tine în țară și acea persoană să rămână acolo unde v-ați întâlnit, această legătură s-ar putea să devină o relație. Și pe lungă, chiar la lungă distanță și dar pe o lungă perioadă de timp. Pentru cei care aveți familie deja, acum este un moment sau un timp minunat de a lua familia în vacanță, de a avea momente minunate, să vă faceți amintiri frumoase, multă distracție și în general, oriunde te-ai gândi și la relații, și la carieră, și la finanțe, această carte este concentrată pe multe, multe noi aventuri care te așteaptă. Deci, în toate domeniile pe care le-am descris până acum. Noi aventuri te așteaptă din care reiese bunăstare, fericire, abundență și succes. După cum spuneam, conform pietrei noastre, crede este
cuvântul pentru ziua de astăzi. Eu vă mulțumesc mult pentru vizionare, vă doresc o zi binecuvântată. Nu uitați să fiți mai blânzi unii cu ceilalți, să vă iubiți mai mult. Nu uitați să oferiți un zâmbet, orice, să fiți mai buni și mai respectoși cu cei de lângă voi. Nu este necesar să scoatem bani din buzunar ca să fim buni. Și de asemenea, nu uitați că sunteți minunați, sunteți frumoși, sunteți puternici, puteți să realizați tot ce vă puneți în gând cu acțiuni pozitive, cu gândire pozitivă, cu afirmații pozitive. Puneți-vă această dorință, orice dorință aveți în cap, afirmați-o cu voce tare, trimiteți-o Universului și veți vedea că în curând va veni înapoi la voi. Cu acestea fiind spuse, dragii mei, aveți grijă de voi și până data viitoare vă doresc numai bine!